Cât costă întreținerea la un Mercedes S-Class din 2008, 3000 diesel? Astăzi un S-Class în continuare este foarte scump, dar la mâna a doua găsești între 8000 de euro, chiar mai ieftine în unele cazuri, dacă îl iei din Anglia, cu volan pe dreapta, pe Bulgaria, motorizări foarte mari, au foarte mulți kilometri, au probleme, găsești și la câteva mii de lire sau câteva mii de euro, dar una întreținută depășește 10.000 de euro. Cu toate acestea, dacă ți se pare o mașină tentantă pentru că e ieftină și totuși oferă statut, chiar dacă e din 2008, oferă statut confort, ei bine, s-ar putea să fii surprins de costurile de întreținere. Așadar, costurile de bază. Ulei motor 9 litri, 634 de lei de la Ravenol. Filtru de ulei Manfilter, 53 de lei. Filtru de aer 188 de lei Manfilter, filtru de combustibil 154 de lei Manfilter, filtru de polen Manfilter 258 de lei. Acestea sunt prețuri medii pe care le-am preluat din programele de piese, deci mai pot fi ajustate, modificate, ușor negociate în unele cazuri. Nu sunt prețuri pe care le-am inventat noi, sunt oferite de către programe. Sunt prețuri recomandate de vânzare. Aș putea spune că sunt prețuri medii. Nu sunt nici cele mai mari din piață, nu sunt nici cele mai mici din piață. Bun, ulei, cutie de viteze automată, ATF M9 de la Ravenol, intră 9 litri, plus spălare dacă îl faci cu un aparat ATF, 720 de lei. Până acum, nimic de speriat, cu toate că la un motor de 3 litri, 9 litri de ulei, destul de mult. La un 3 litri benzină sau diesel BMW 6 cilindri în linie, intră 6,5 litri, aici intră 9. Chiar dacă vorbim de un motor tot de 3 litri, dar V6, dacă rețin eu bine configurația. A avut și Mercedes 6 cilindri în linie, chiar și 5 cilindri în linie. Filtru hidraulic la cutie 140 de lei male. Deci schimbul la de ulei la cutie 720 cu 140 și cu manoperă plus minus 1300-1500 de lei. Nici nu e mult dacă stau să mă gândesc bine. Revizie ulei toate filtrele undeva la 1000-1200 de lei plus manoperă sau cu manoperă inclusă, mă rog. Iar revizia de bază ulei cu filtre undeva la 1100-1200 de lei din ce văd eu așa la prima vedere. Ulei diferențial spate Ravenol MTF 1, 2 litri, 150 de lei, ulei servo, 1 litru, SSF, 75 de lei, antigel, 165 de lei concentrat Ravenol, kit, lanț, distribuție, HEPU, 943 de lei, nici nu e scump. Roată dințată, ax cu came, INA, undeva la 400 de lei, lanț, pompă de ulei, FEBI, 53 de lei, curea, accesorii, Conti, 119 lei, întinzători INA 353 de lei, bujii incandescente Bosch 270 de lei toate 6, releu bujii original 1300 de lei, opa, tăcem la prețuri mai mari, un injector Bosch costă 1010 lei, senzor de presiune rampă Bosch 520 de lei, pompă de înaltă presiune Bosch 3600 de lei, chiar ieftină dacă mă gândesc bine. Un vecin m-a întrebat cât costă o pompă de înaltă originală pentru 2000 diesel de 177 de cai la un X3 ca al meu din 2009, dar 2000 diesel, repet, și era originală vreo 8000 de lei. Bine, și în cazul acestei mașini, dacă o luăm original, cred că e ceva mai scumpă. Bun, un EGR original 1200 de lei, supapă EGR Pirburg 1600 de lei, filtru de particule OE costă 18.736 de lei. 18.700 de lei costă un filtru de particule nou original. Deci, în unele cazuri, cât o mașină? Înseamnă aproape 3.800 de euro. Cu 3.800 de euro îți iei un Logan, un Seat ca al meu, un Golf 5, îți iei niște mașini cu 3.800 de euro. Dar, din ce știu eu de la partenerii noștri din Iași, care curăță filtre de particule și recondiționează turbosuflante, DPF-urile de la BMW și de la Mercedes sunt printre cele mai de calitate și printre cele mai longevive. Bun, senzor de temperatură, gaze de evacuare, 250 de lei, disc, frână, față, ATE, 460 de lei, bucata, 920 de lei, setul, plăcuță de frână, față, 342 de lei, tot ATE, disc de frână, spate, ATE, 528 de lei, set,
deci vreo 260 de lei bucata, plăcuțe de frână spate 199 de lei, amortizor față Bilstein 4200 de lei bucata, ori 2, 8400 de lei. Amortizor spate Bilstein 5450 de lei ori 2, deci aproape 11.000 de lei. Asta pentru că în mod sigur suspensia este pe perne, este pneumatică, deci o pernă costă 4200 de lei ori două perne, avem 9.000 de lei pe față și aproape 11.000 de lei pe spate, 20.000 de lei, 4.000 de euro sunt pernele. Cred că sunt perne, dar amortizor. În program scrie amortizor, nu cred că scrie pernă sau suspensie pneumatică sau amortizor pneumatic. Braț superior față Febi 670 de lei, braț inferior Febi 450 de lei, braț inferior spate Febi 440 de lei. Kitul mentruată față FAG 200 de lei. Astea sunt FAG Febi, dacă le-ai pune originale, un set de brațe costă mult mai mult la aceste mașini. Bietă de direcție Febi 92 de lei, cap de bară TRV 119 lei, radiator răcire NRF 857 de lei, compresor AC Denso 2070 de lei, turbină Garrett 6233 de lei, termostat Behr 555 de lei, pompă de apă HEPU 495 de lei, ștergătoare parbriz set Bosch 147 de lei. Cu alte cuvinte, întreținerea de bază, atât timp cât nu-ți cade un amortizor, un filtru de particule, EGR-ul sau vreun injector, întreținerea de bază, dacă motorul este în regulă și mașina nu este omorâtă, n-ar fi atât de scumpă. Vorbim de 1200 de lei revizia, am plătit ieri la Camry 1450 de lei la reprezentanță, revizia a doua, ulei, filtre, plus manoperă, deci dacă o faci undeva unde, totuși nu la reprezentanță, plătești între 1000 și 1500 de lei revizia de bază, odată la 4-5 ani, de recomandat o revizie la cutie automată care costă la fel undeva la 1500 de lei, anvelopele probabil că sunt destul de late, o să te coste ceva, discuri plăcuțe nu o să schimbi în fiecare an, din nou, prețurile nu sunt exagerate, iar per total nu mi se par costurile atât de mari pe cât mă așteptam. Însă, dacă iei un S-Class care are probleme la motor, la injectoare, la eghere, la turbină, filtru de particule, perne, suspensie, set de brațe, dublezi lejer, adică dacă o cumperi cu 9.000-10.000, filtru de particule 4.000 de euro, injectoarele sunt vreo 1.500 de euro, turbina vreo 1.300 de euro, brațele, dacă le pui originale, dacă vrei să te țină lejer, 1.500 de euro toate, toată bucșera aia, discuri plăcuțe, deci te duci în 8-10.000 de euro. Chiar cred că depășești 10.000, dacă o cumperi cu 3-4.000 de euro cu volan pe dreapta, lejer o duci în triplu preț. Cu alte cuvinte, cine vinde aceste mașini, poate și cu, nu știu, 300-400.000 de kilometri, le vând pentru că costurile sunt foarte mari și nu vor să mai investească bani în ele. Așa că data viitoare când vezi o mașină de lux care, mamă, ce afacere bună fac, cât să coste bă întreținerea, ține minte că tot ce înseamnă mașină de lux, S-Class, Audi A8, seria 7, SUV, vorbim de mașini grele, luxoase, scumpe când au fost cumpărate de noi, le cumperi la un preț bun la mâna a doua, dar costurile de întreținere sunt foarte mari, impozitul la motor e de 2500 de lei la un motor de 3 litri și să nu uităm că S-Class vine și cu motorizări mult mai mari, și de 5,5 și de 6,2 și dacă mai sunt alte motorizări, oricum 3 litri cred că este cea mai mică motorizare la un S-Class. Însă motorizarea, să știți că este destul de rezistentă, adică motorul e rezistent, e fiabil, cutia la fel, dar sunt celelalte lucruri care ridică foarte mult costurile. Aștept în comentarii să-mi spuneți dacă v-ați cumpăra un S-Class având în vedere aceste costuri, dacă v-au luat prin surprindere și dacă vreți să vedeți și la alte mașini o listă cu costurile de întreținere pe care, cum să spun, le voi face cu cea mai mare plăcere. Și nu uitați că puteți să vă cumpărați piese auto la prețuri decente de pe 99vehicles.ro, ne puteți scrie pe WhatsApp, la numele afișate pe site sau puteți plasa voi direct comandă. Vă mulțumesc, ne vedem în următoarele episoade.